În urmă cu câteva ore, sistemul de gospodărire a apelor din județul Hunedoara a fost informată de către operatorul regional Apapro Deva că, din cauza temperaturilor foarte mari, au scăzut debitele surselor de apă în zona Certej, motiv pentru care se instituie, pentru următoarea perioadă, măsura furnizării apei după un program fix, doar câteva ore pe zi. Se furnizează apa doar în interval orar 6:10 și 18:22, pe raza comunei Certej, pentru localitățile Certej, Hondol și Bocșa. Aceasta doar pentru perioada imediat următoare, urmând ca, dacă se schimbă condițiile climaterice, să se revină. Măsuri similare au fost luate și în alte zone din țară, acolo unde au secat cursurile apelor mici care alimentează sistemul de apă.